bună seara, dragi telespectatori! Viața Gojului este din nou alături de dumneavoastră. Eu mă numesc Aura Stoienescu, iar invitatul meu din seara asta este domnul Dan Ilie Morega, profesor doctor și președinte al Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice Gorj. Bună seara! Bine ați venit pentru prima dată în studioul nostru! Să rămână și mă bucur de invitația pe care mi-ați făcut-o, pentru că nu întâmplător m-am uitat și eu la postul meu de televiziune și mi-au spus foarte mulți, chiar și din orașe, că privesc cu mare plăcere emisiunea pe care le realizați pentru ei. Ne bucurăm foarte și tare. Și vă felicit că ați înființat acest post de televiziune și vă doresc mult succes. Mulțumim, mulțumim tare mult și sperăm ca și dumneavoastră, fiind invitatul nostru de acum înainte, sper tradițional, să încercăm să găsim soluții, că probleme știm că sunt. Să încercăm să propunem soluții, idei. Soluții sunt și idei. Dar, din păcate, nu avem pârghii noi. Nici eu și nici dumneavoastră. E adevărat. Noi sugerăm la diverse organisme, la nivel național, la nivel județean, de exemplu, Consiliul Județean, da, care are pârghii și care, de fapt, Consiliul Județean și consilierii județeni constituie un fel de mini-parlament. La nivel de Gorj. La nivel de Gorj. Exact. Nu? Ei pot să realizeze multe lucruri pozitive dacă vor să fac. Dar, din păcate, sunt tot la fel și politicienii care fac parte din Consiliul Județean, pentru că sunt politicieni, la fel ca și în Parlament, fiecare cu interesele lor, fiecare cu problemele lor de grup, de partid, și nu șunesc eforturile în direcția reconstrucției Gorjului. Pentru că, de fapt, eu spun reconstrucției Gorjului pentru că noi suntem într-o situație extrem de dificilă. Am mers cu pași foarte repezi spre distrugerea economiei. Am mers cu pași foarte repezi spre depopularea județului, dacă vreți, și a municipiului. Noi, la ora actuală, avem județul cu o populație mai mică, cu 50.000 de locuitori. Eram aproape de 400.380 și ceva și acum mai avem vreo 330-340. Asta la 2011, când s-a făcut noul recensământ. Dacă ne gândim că în 3 ani de zile au plecat extrem de mulți oameni și haideți să spunem... E clar că suntem mai puțini. Haideți să discutăm lucrurile pe față. Eu n-am niciun partid, nici cu Iohannis și nici cu Ponta, cu președintele României, și nici cu Ponta ca prim-ministru. Dar mă întreabă foarte mulți oameni, că mă cunosc de o viață și știu că eu am fost un om pentru oameni. Și nu spun la dumneavoastră în emisiune, o spun faptele, dacă m-ați întreba de-a lungul carierei mele și înainte de 1990 și după 1990, asta am făcut. Înainte de a creat locuri de muncă. Tema emisiunii, chiar vreau să vă spun ceva despre dumneavoastră. Nu știu dacă vi s-a spus două lucruri. Înainte de 89, erați președintele cooperației. Președintele județului la cooperație. Și zice cineva, zice, băi, când vine Morega, toată lumea, mamă, vine Morega, băi, și sub covor ne uităm să nu fie praf, că s-ar putea să verifice. Deci, exigență. După 89, zice, băi, frate, știi cine ne-a ajutat pe noi din parlamentarii noștri? Morega, bă, și nu era din partidul nostru. Nu vreau să vă fac aici, nu, să vă laud. Astea sunt două vorbe pe care le-am auzit despre noastră, da, și înainte și după. Da, dar nu uitați că nu vreau ca să discutăm acum despre mine, pentru că lauda de sine nu... Nu de asta v-am invitat aici. Acolo bine scrie radiografia CEO cu Dan Ilie Morega. Vrem să facem de acum înainte cu dumneavoastră o analiză a economiei și niște soluții să căutăm pentru economia Gorjului, pentru că este coloana vertebrală a societății, economia, din ea trăim. Ce ne-a mai rămas? Din ea trăim, iar CEO, Complexul Energetic Oltenia, este coloana vertebrală a economiei, pentru că de la el pleacă și restul activității economice, mai ales pe partea industrială, dar și serviciile și multe altele. Deci, pentru CEO aș vrea să vorbim în această emisiune, care nu este foarte lungă, să vedem, știm de foarte multe ori și foarte multe emisiuni la care privim, constatăm că toată lumea zice, aia nu e bine, aia nu e bine, astea sunt problemele, ok, le tot știm.
să spunem în câteva vorbe problemele și să încercăm să oferim soluții. Chiar dacă nu avem pârghii. Chiar dacă nu le avem. Să le audă cei care ar trebui să le audă, că poate nu le-a venit ideea și le-o dăm noi. În primul rând, eu cred că Complexul Energetic Oltenia, încă de la început, s-a realizat ca și o mare companie națională, fără să aibă în vedere o strategie de aceea, că de fapt, dând autorizații peste autorizații ca să înființeze o serie întreagă de centrale eoliene, de asemenea centrale solare care merg cu panouri solare. Noi am ajuns la 27% putere instalată pe aceste două componente energie verde. În condițiile în care aveam ca obiectiv, ca directivă a Uniunii Europene, să avem 21% în 2020. Deci ne-am grăbit. Ce am făcut acum? La început și totuși, vreau să spun că aici am avut și noi o contribuție. Pentru că am făcut scrisoare la nivelul primului ministru. Care noi? Poftim? Spuneați și noi am avut o contribuție. Care noi? Noi, Institutul de Analiză și Investigații Publice și Politice. Da. Și am spus de ce să suporte practic investiția, că nu pot să spui altceva, prin certificatele verzi, populația, consumatorul final, care plătește, știți, și acum certificatele verzi. Însă acum sunt la jumătate. Dar în continuare plătim. Plătim. Iar noi plătim și un coeficient de coregenerare pentru ceilalți producători pe energie, inclusiv pentru CO. Pentru că știți foarte bine. Plătim acești doi coeficienți care se ridică la câteva zeci de lei la oamenii simpli și la câteva sute de lei la oamenii care au un consum mai mare de energie electrică. Ori eu am crezut atunci că în structura acestui complex energetic, în mod categoric, vor face parte cel puțin două hidrocentrale, cea de la Târgu Jiu, sucursala la Târgu Jiu, care iată în insolvență, care a băgat-o în derbedeu, pot să spun, în insolvență, care a jucat la două capete și cu Băsescu și cu Ponta, el s-a dat că este și coleg cu Ponta, administratorul special al Hidroelectrica, și sucursala Hidroelectrica, grație lui Victor Ponta, care spune că el e gorjan, acum nu mai spune mai ușor că e gorjan, pentru că vede că nu a făcut absolut nimic pentru Gorj. Dacă se laudă Călinoiu sau se laudă Căciumaru cu terenuri de fotbal, cu știu eu mai ce au făcut aeroport, heliport. Heliport, da. Ce heliport? Că de fapt este o platformă de beton unde aterizează foarte bine ca și în curtea unui om mai mare, marcată. Un elicopter. Marcată cu... Păi ce, dumneavoastră nu puteți să marcați dacă aveți o curte mai mare să aterizeze un elicopter? Cred că rezolvăm. Și așa mai departe, adică lucruri de adormit copiii. Cred că rolul lui Ponta era unul foarte clar, să fi dat o ordonanță de urgență, nu să lasă pe Parlament, că de fapt agenția ANR de reglementare a energiei electrice și gazelor este subordonată Parlamentului. Foarte bine. Dar toate celelalte instituții pot să fie reglementate până la un anumit nivel, nu prin lege, prin hotărâre de guvern. Sau chiar se poate printr-o ordonanță de urgență care merge pe urmă în Parlament și o aprobă. Dezbătută și aprobată, da. Ori, pe de o parte, nu s-a făcut acest mix de energie cu hidro. Sucursalele hidro. Dacă îi spune Oltenia, eu mă așteptam să dea și porțile de fier 2. Porțile de fier 1. 1, da. 1. 2. Și tot ce înseamnă pe raza Olteniei. Dar mă așteptam mai departe, dacă vreți, la nivel național.
Să fi făcut nenorociții, că nu pot să le spun fericiți, că ei au distrus. Doi, să folosim totuși niște termeni... Un PSD-ist și un PD-ist și un PD-ist au distrus economia de a ajuns într-un hal fără de hal. Dan Ioan Popescu, care este multimilionar, dacă nu chiar miliardar, ca și Radu Berceanu. Dar trebuie să dovedim ce spunem. Eu am cărți scrise, dacă CNA-ul cumva o să aibă, să aveți probleme din partea CNA-ului, le dau documente. Haideți să spuneți telespectatorilor acum. De ce spuneți că ei au distrus? Pentru că dacă dumneavoastră căutați pe orice site sau oriunde, ei 15-16 ani de zile au predat unul de la altul și s-au succedat la guvernare. Și pot să vă spun, dar nu avem timp. Nu, foarte scurt. Nu avem timp. N-am auzit o critică unul față de altul atunci când au preluat. De ce? Păi nu, în timpul lui Dan Ioan Popescu s-au privatizat și al lui Berceanu. Ce aveam noi mai scump pentru țară și care niciodată nu au fost privatizate, că de fapt a mai fost proprietate particulară și privată și unități private, unități economice, înainte de 1944 de a veni comunismul la putere. Nu? Dar erau gestionate de stat. Acești indivizi, împreună cu primii miniștri ai lor și cu ulteriori care au venit, pentru că ei au privatizat grosul, au vândut totul aproape pe nimic. Corupție internă, corupție externă. Îl vedeți pe Radu Berceanu, care nu este un om în vârstă, că de fapt s-a dat la o parte. A văzut că începe să mișune DNA-ul și așa mai departe, s-a retras din politică, s-a retras cu tot, stă bine, mersi, și a făcut omul pentru zeci de generații bani, numai cât au furat din minerii și energie din Gorj. Dacă vreți să vă mai spun și cum a furat și de ce. Da, eu zic că a trebuit spus, păi pentru că facem așa. Acuzația, trebuie să o spunem până la capăt. Acuzația o spunem până la capăt. Dar foarte scurt. Dar ca să discutăm o dată, dacă vreți, numai despre aceste furtișaguri care au fost din minerii și energie. Sau vă dau cele trei cărți ale mele, care sunt trei volume, și scoateți dumneavoastră din ea, pentru că de fapt ne-ar trebui 3-4 ore. Ca să discutăm numai despre atât aș vrea să spunem telespectatorilor de ce a furat Dan Ioan Popescu și cu Radu Berceanu și cum. Pe prin modul de privatizare. Prin faptul că a privatizat, spuneți că ar fi luat-o prin modul de privatizare, pe nimic, a marilor companii. Și considerați că au luat ceva ca să dea pe banii ăștia, nu? Dar cum să nu? Deci presupunem, nu? Dacă ei au fost oameni serioși și nu au săvârșit acte de corupție, de ce trebuia privatizată energia, Renelu, când de fapt în mod similar au alții companii de stat în domeniul energiei? Corect, alte țări. Că noi nu mai avem. Și nu mai vorbim că de fapt acest CEZ. CEZ este o țărișoară care înseamnă cât o regiune. Dar este companie de stat și a cumpărat la noi în România fostul Renel Electrica. Da. E corect așa ceva? O parte la E.ON, Ei zic că da. Nu. Și că asta trebuia făcut. Dacă privatizau, trebuia privatizat, dar 49% maxim. Și 51% trebuia să aibă statul. Controlul trebuia să fie al statului. În domeniul energiei, în domeniul petrolului, în domeniul gazelor. Și este chiar posibil și așa ceva. Și tuturor resurselor naturale minerale. Păi acum am înțeles că în strategia lor, și puteți să spuneți că de fapt două elemente au distrus România și Gorjul inclusiv. Incompetența și corupția. La ora actuală nu se poate face nicio reformă. Ce spune Iohannis, că facem reformă în domeniul X, în domeniul Y, dacă nu reformezi la rădăcină clasa politică. Asta e de făcut? Asta este de făcut, primul lucru. Ca să adică poți să faci pe urmă mai deci, multe reforme. Căutăm soluția acum. Ce trebuie făcut? Adică cum să reformăm clasa politică? N-am terminat urmă cu CEO și... Păi nu, pentru CEO să facem ceva, pentru că legislația în momentul actual pentru CEO nu prea este favorabilă. Păi nu prea este și favorabilă. Și e făcută de cine? De parlamentari, de politicieni. Este făcută de politicieni. Dar reforma clasei politice înseamnă să se întâlnească,
să-i mai lase la guvernare pe cei de la PSD ca să poată să aibă două treimi, pentru că legislația în domeniul electoral este extrem de profundă. Mă refer la o serie întreagă de probleme pe care trebuie să le prevadă, să fie de acord partidele politice. Având la guvernare PSD-ul, are totuși 60%, ceilalți 40% sunt PNL-ul, care oricum va vota vis-a-vis de această reformare a clasei politice, pentru că inițierea gândesc să o aibă Iohannis, președintele. Și atunci pot foarte ușor, cu două treimi, să treacă aceste legi, mă refer la schimbarea legilor electorale. Dar două treimi, cine cu cine să facă două treimi? Păi la vot. Două, trei. Adică vot. La parlament, când se vor, sigur vor că fi da. Alegeri. Este mult mai greu dacă ei... Credeam că acum parlamentari. Acum nicio șansă. Acum. Pentru că acum, fiind 60% la guvernare, fiind de acord Ponta cu reforma, el până acum a fost de acord ce a spus Iohannis, PNL-ul, în mod obligatoriu, va vota în această direcție. Cu PSD-ul împreună. Cu PSD-ul împreună. Două, trei. Asta vreți să spuneți. Exact, pentru că altfel nu pot să treacă asemenea legi. Inclusiv schimbarea Constituției. Păi și credeți că se va întâmpla asta? Dacă nu se va întâmpla... Ca PNL-ul să voteze cu PSD-ul la fel? Iată o dovadă de clară neînțelegere. De exemplu, la începutul săptămânii, marți, când era conferința de presă a PSD-ului, ne-am trezit la conferință cu parlamentarii PSD. Nu chiar toți, dar mă rog, vreo trei. Bun. Păi frate, e marți, nu sunteți la parlament. I-am întrebat eu din ochi, nu i-am întrebat personal. Da. Păi zice, ne-a chemat, ne-a convocat CEO. Păi de când te convoacă CEO pe tine, parlamentar, care tu ești legislativul și el este subalternul executivului? Eu am înțeles și că a fost o convocare pe linie de partid de către președintele... Tocmai, și n-au fost convocați partidului. La CEO, dacă într-adevăr s-a făcut convocare, ceilalți parlamentari de la PNL, de exemplu, sau celelalte partide. Și răspunsul lui Weber, când a întrebat presa de ce sunt convocați, deși termenul e foarte ciudat, de către conducerea CEO, numai parlamentarii PSD, zice, păi doar nu o să susțină cei din opoziție ceea ce vor cei de la putere. De-aia nu i-a chemat. Da. Iată motivul. De asta zic, credeți că va vota PNL-ul cu PSD-ul la fel? Credeți? Eu n-aș crede. Eu sunt convins, pentru că dacă o să invite toate partidele la Cotroceni și o să discute în profunzime reformarea clasei politice, vrând nevrând, trebuie să voteze. Acum, Blaga parcă era cu PNL-ul împreună, prieteni. Blaga a spus așa, am câștigat, am dat președintele, trebuie să luăm puterea. La revedere, nu vom vota niciodată ce zice PSD-ul. Până nu ce pică. Zice PSD-ul. E problema că reforma clasei politice se adresează la toate partidele. Nu se adresează numai PSD-ului și PNL-ului. Hai să presupunem că 10% independenții ce mai sunt, UNEPR-ul și așa mai departe, nu o să voteze. E, nu votează, nu mai contează dacă PSD-ul cu PNL-ul până la urmă votează în această direcție de reformare a clasei politice. În esență, să meargă în Parlament oameni cinstiți și oameni pregătiți în domeniu și care au experiență în domenii de activitate, fie în învățământ, fie în economia reală, fie, știu eu, în cultură și așa mai departe. Altfel, noi nu putem să discutăm despre scoaterea țării din mâna incompetențelor și corupției. De acord cu dumneavoastră. Pentru că ce vă spun eu, nu cred că vă motivează când doamna Nuland a spus, care a venit acum consiliera secretarului de stat pe probleme externe a Statelor Unite ale Americii și a venit la noi, le-a spus și președintelui și premierului. Problema corupției. Care este la un nivel foarte ridicat. De acord cu dumneavoastră, spuneți, deci, să intre parlamentar competenți. De acord cu dumneavoastră, întrebare. Un parlamentar de acum ceva ani, nu dau nume, pentru că nu pot dovedi ceea ce spun, dar el a afirmat... Da, persoana importantă. Persoana importantă, dar el a afirmat însă la o, adică mă poate da în judecată, a spus, am dat banii ăștia, că mi-am vândut mașina și banii de pe nuntă ca să intru în parlament. Și el n-avea nicio mare valoare pe vremea aia, nu știu acum dacă s-o mai fi deșteptat din punct de vedere politic ca să facă legi bune, că acum nu mai e oricum parlamentar, dar vreau să zic, dacă așa se intră în Parlament, de unde să avem parlamentari competenți? Dumneavoastră vi s-au cerut bani ca să intrați în Parlament? Nu.
Nu vi s-au cerut. Nu. Păi dumneavoastră aveați ce lipsește celor care dau bani. Adică experiență politică, economică. M-am și ocupat de problemele oamenilor. Pentru că am luat de la orice primar. Întrebați Runcu, întrebați Padeșu, întrebați Runcu era de-al dumneavoastră. Godineștu. Godineștu nu e de-al dumneavoastră. Nu erați la PNL și el era PSD. Godineștu. Întrebați că n-a fost la mine Teleștu. Întrebați care nu au fost de mii primări. Întrebați Cătunele. Chiar asta mi-au spus. Bogova. Zice, băi, m-am dus la Morega, n-am avut treabă, m-a ajutat cu tot. Nu mai că se duceau, mă sunau. Da, da. Le răspundeam, nu puteam, îi reapelam eu. Da. Că când ei îmi spuneau, domne, eu sunt parlamentarii care sunt aici și nu-mi răspund, de zonă și nu-mi răspund. Așa e, da? Dumneavoastră ne răspund. Și mie mi-a spus întrebați la fel oamenii. Crazna, iar da, care am sprijinit-o. Și multe alte localități. Și acum să venim la subiectul nostru și vreau să vă întreb, deci, dacă reformăm clasa politică și băgăm acolo parlamentari competenți, să dea Dumnezeu, ce facem cu CEO? Credeți că se vor da legi mai bune? Credeți că se va avea grijă ca CEO să meargă cum trebuie? Eu cred că ei ar trebui să revină o variantă. Așa. La ceea ce a fost înainte, la complexurile energetice care au mers destul de bine atunci. Separate, Turceniu, Rovinariu, cariere exact, separat. O soluție. Da. La nivelul județului Gorj și SNR-ul separat. Respectiv, toate minele care înseamnă cantitatea de cărbune necesară pentru o termocentrală să fie împreună, să formeze iar complexul energetic Turceni, cum era înainte. Eu vă dau un exemplu. Dar de ce credeți că e mai bine? Pentru că de ce cred că e mai bine? Pentru că în urmă cu, nu cu foarte mulți ani, cu 6 ani de zile și chiar cu 4 ani de zile și cu 3 ani de zile și când a fost CEU, a mers cu profit, da? Și în primul an când a luat domnul Ciurel, conducerea tot cu profit. După care au dat cu ochii pe foc. Dar dânsul spune că și acum e cu profit. Chiar bun. Profit bun. E adevărat că au ceva de plătit, dar acum nu știu cum calculează dânsul profitul. Noi, ca eu, ca agent economic, eu zic dacă așa, au ceva de ăștia cheltuielile, au cheltuieli, exact. Ăștia cheltuielile, ăștia sunt veniturile. Fac profit, dar mai am ceva de dar plătit. Dar n-am plătit. Păi nu, înseamnă că am amânat niște plăți în anul 2015 și nu le-am înregistrat în 2014. Și în 2014 și asta este un fals. Și uz de fals în documente, pentru că eu i-am acuzat din acest punct de vedere, dacă vreți. Și vă vor da în judecată? Așa au afirmat că vă vor da în judecată? Da, aștept judecată. Eu le fac 10 procese, nu unul. Avem acolo și un număr de SMS. Oricum... Dar vreau să termin. Ori dacă nu... Pot să intre în direct la... O secundă. Dacă de la ce o vrea cineva să intre în direct, apropo de ceea ce spune domnul profesor Dan Ilie Morega, 0765 356 8913. Deci puteți intra în direct. Telefonul de acolo este pentru SMS. Ori dacă nu, să formeze o companie națională cu... Sau tot ce înseamnă companii, energie, tot ce înseamnă... Tot ce înseamnă energie, unde statul se deține 51%. Și eolienele și panourile solare? Păi bun, ca alea să facă un mic de energie, alea sunt majoritatea private. Tocmai. Dar eu vorbesc ce mai are statul. Pentru că mai are la electrica, mai are transelectrica care este a statului. Corect. Vedeți, mai sunt destule. Hidro. O parte din termoelectrica, hidroelectrica și așa mai departe. Deci au și energie verde și pot să facă acest mix de energie. Nu neapărat cu eolienele și cu cele solare, care de fapt în mare majoritate sunt private, așa cum v-am spus, din alte state, pentru că statele acelea au fost deștepte, mă refer și la Spania și la Italia și la Germania, ei au fost oameni deștepți, își folosesc agricultura, terenul agricol pentru agricultură și nici de cum pentru sfârlezele de produs energie electrică. Alea le aduc la noi, că noi oricum nu mai facem. Sunt niște cauze obiective. Dar pe lângă cauzele obiective, sunt extrem de multe cauze subiective. În primul rând, competența managementului de la nivelul CEO-ului Oltenia. Se pare că nu e competent managementul? Mi se pare că este total aiurea. Dumneavoastră v-ați duce într-un consiliu de supraveghere care de fapt este deasupra directoratului și managerului? Dacă aș vrea să particip?
Nu, să fiți membră. Păi, sinceră să fiu, aș vrea să fiu... Pentru bani. Undeva deasupra. Nu, să pot să iau decizii corecte. Păi dacă puteți să luați dumneavoastră, dacă nu cunoașteți din minerit în profunzime, nu cunoașteți din energie electrică, din termocentrale. Păi dacă aș cunoaște. Păi dacă ați cunoaște, da. Și vreau să vă spun ceva, o altă facultate pe care am terminat-o e centrale termoelectrice, dar n-am pretenția că aș putea să... Luați consiliul de supraveghere și vedeți... supraveghez. Și vedeți câți specialiști sunt în management. În management. Cadre universitare, academicieni sau știu și așa mai departe. Luați să vedeți câți sunt oameni de excepție care au lucrat în minerit sau în termocentrale. Pentru că, de fapt, trebuie să fie o suprastructură, o structură superioară, trebuie să fie net superioară. Că de aia îi spune, structură superioară. Corect. Luați care ia decizii. Luați directoratul și vedeți că, de fapt, dacă o luăm de la domnul Petronu, să nu se supere, a fost electrician, a terminat o facultate cu nu știu cum. Cât a terminat acolo, este... Și când? Și se vede și când, și liceul la fel. Nu poți să-l pui director de strategie. Ce strategie să-ți facă el? Probabil că vreun grad de rudenie, în mod sigur, cu domnul Ciurel. Finu, nu naș, putem fi siguri. Și așa mai departe. Știți dumneavoastră, sigur, asta? N-am înțeles niciodată de ce l-a luat la resurse umane și nu numai, hai, până la urmă, până la resurse umane pe domnul Răuț. Dar mă întreb eu... Pentru că știa să lucreze cu oamenii. Știa să lucreze cu oamenii, în mod securist. Păi, mod a avut dânsul ocazia să lucreze înainte? Dar vă spun eu, este inadmisibil așa ceva, să dai la o parte titani care și-au demonstrat, de fapt, profesionalism. Să-i dai la o parte și să-ți aduci politruci de la PSD sau oamenii tăi de casă. Este inadmisibil așa dar ceva. Dar domnul Răuz n-a fost la PSD, era la PDL înainte. Nu, și la PNL a venit. Și la PNL, da, exact. El a avut totdeauna, el a fost acolo unde a avut un interes. Da? Absolut. Interesul nu a fost pentru interes general, pentru Gorj sau pentru o entitate, nu. El a marjat acolo unde să fie un șef, șefuleț, acolo unde... Acum fiecare om este subiectiv și vrea să-și ducă niște bani acasă. Important e să facă treabă pentru banii ăia în interesul comun. Și mulți oameni, de exemplu. Pentru că interesul comun înseamnă și interesul tău dacă stai să te gândești. În altă ordine de idei, n-am fost niciodată de acord cu reorganizările făcute de ei, reorganizări pe picior. Aceste reorganizări au dus nu la altceva, la marginalizarea foarte multor profesioniști. Și la avansarea iesmenilor, adică celor care zic, da, șeful, să trăiți. Da, dar poate ei consideră asta o reformare, apropo de ce spuneați, în altă ordine de făcând idei. O paralelă cu partidele. Zice, domne, reformăm ăi vechi care sunt așa luați și îndoctrinați. Și cereți, cereți pe... Comuniștii, că și nu astăzi ați făcut comuniștiți. Da, sunt, am fost. Am fost membru de partid. Eu am fost. Noi am fost 3.600.000, da? Am fost UTC, n-am ajuns la membru tot de partid. Tot comunii sunteți și dumneavoastră, sunt. Pentru că și UTC-ul era... O formațiune de tineret. Era tineretul cum este TSD-ul. Corect, exact. Al TSD-ului. Așa că și atunci erau și pionerii, nu? Am fost și pionieri, deci am trecut și prin stadiul ăsta. Nu toți spunem asta. Noi, de vârsta noastră, noi discutăm de cei care au făcut rău țării, da, cei clar. Care au făcut bine. Membrii de partid, vă dați seama că înainte nu puteai să fii într-o funcție de conducere dacă nu erai membru de partid. Dar da. Membru de partid te... Da, și acum e la fel. Și acum, da, dar nu vă supărați, atunci era un singur partid și valorile se cunoșteau. Nu promova fel de fel de politruci. Știu eu, sigur nu. Eu știu sigur. Mă rog, eu eram copil. Eu știu sigur aia. Cum se făcea selecția. Da? Pentru că eu știu, am fost economist, am fost șef de birou, am fost președinte de cooperativă, director general de întreprindere comercială și pe urmă președinte de județ la cooperație. Vedeți? Da. Și numai pe bază de criterii de ați performanță. Luat-o... Crescendo, îmi spuneți și mie acum. Acum vă spun eu cum. Aveați plan pe vremea aia? Plan de păi realizare? Plan sau criterii de performanță e același drag. E același lucru. Cum se deci, ori era... indicatori economici, indicatorii economico-financiari. Mă gândeam cum se numea atunci, acord global. Sau acord individual, dar de regulă cred că la dumneavoastră era pe acord global, adică tot magazinul cât, nu, cât la sută realizat. Era individual. Era individual pe era fiecare angajat în parte. Pe fiecare magazin. A, erau pe 2, magazin. 3, pe magazin, pe aveau norme de timp pentru realizarea
unor produse care lucrau în domeniul producției, în domeniul industriei mici, în domeniul serviciilor. În ziua de azi procent. Așa ceva. Vedeți? În ziua de astăzi legea spune așa, că vă spun angajează eu. Omul, întrebați ești obligat să-i dai un salariu fix. Vorbim de CEO. Ei au avut niște criterii de performanță la începutul anului. Da. Odată ce stabilești criterii de performanță, le stabilești foarte clar pe niște date realizabile. Prezente, anterioare și viitoare. Corect. Cum vii tu să schimbi aceste criterii de performanță? Cum vrei tu, cum vrea Ciurel, așa a schimbat Consiliul de Supraveghere. Dacă a fost un Consiliu de Supraveghere pertinent, pentru că l-am văzut pe domnul care a fost președinte Consiliului de Supraveghere, că a dat o declarație. Ducă-se unde a dus Mutu Iapa, Dumitrașcu Gabriel. Păi Dumitrașcu Gabriel, un om destoinic între ghilimele, care a știut pentru el foarte bine ceea ce trebuie să facă, să fie acolo unde trebuie. Ba în, da, în Consiliul de Supraveghere al lui Hidroelectrica, în Consiliul de Supraveghere al CEO-ului, deci nu și-a ales orice. Păi există două variante, ori este foarte competent, priceput. Ori el spune că nu el a dorit, ci a fost numit. Ci a trebuit să renunțe. Probabil, zic eu că a trebuit să renunțe, din cauza că prin hotărâre de guvern domnul Ponta n-a făcut altceva decât a anulat. Știți foarte bine, datoriile Rompetrol de 600 de milioane de dolari. Știați asta? Da. Prin hotărâre de guvern. Ba mai mult, el a vrut să împingă hotărârea de guvern, care este ilegală, să devină lege, să scoată o lege cu mâna parlamentarilor. Și probabil că instituțiile statului s-au sesizat, iar lucrurile până la hotărârea de guvern a început de la funcționari de stat, nu? Între care și categoric nu pot să le ascund pe Gabriel Dumitrașcu. Și atunci oamenii s-a cerut demisia din președinția Consiliilor de Administrație și de membri al Consiliilor, nu de Administrație, că e același lucru, Consiliul de Supraveghere. Da, da, da. Deci, nu vreau să mai discut de ceilalți care i-a pus în conducere. Nu, aș vrea să căutăm soluții. Că problemele. Iar ceea ce spune el, au dus minte, la ceea ce se minte întâmplă cu acum. Nerușinare. Că, aduceți-vă aminte că a spus, de fapt, înainte, prin luna mai, că are profit, da? Sunt declarațiile lui care le găsiți pe site și găsiți în presa locală și la televiziunile locale, pe unde se duce el, de fapt, care... La noi i-a refuzat invitația. În mod deosebit. Poate pe viitor. El are un parti plin nou cu toate televiziunile. Eu merg la toate televiziunile pentru că știu că nu am niciun fel de parti plin cu niciun partid, decât cu lucrurile care trebuie să fie eradicate ca lucruri negative și cu ceea ce trebuie făcut ca să fie bine pentru noi, pentru toți, pentru Gorjeni. Deci, nu este posibil ca declari că ai profit, iar pe 9 luni te trezești cu aproape 3.000 de miliarde pierdere. Păi în 2008 erau 3.000 de miliarde profit numai complexul energetic Turceni, că eram în AGA. Da, erați în AGA. Și în Consiliul de Administrație la Rovinari. În AGA la Rovinari și la Rovinari și acolo. La Turceni, da. Pentru că mai știa de sabia lui Damocles. Dar lucrați cu domnul Ciurel atunci. Atunci. Domnul Ciurel era director general la complexul Rovinari. Cum ați lucrat cu dânsul? El aici este racordat la mafia peseristă. Să fim foarte clar. Deci probabil că aici a fost locul lui. Cereți și dumneavoastră să vedeți câte cheltuieli în apă, dar nu s-au făcut. Trebuia, știu eu, pentru aproape 30 de miliarde, aproape un milion de euro să turnul nu știu care, să-l vărui, să-l zugrăvești, sau ce a făcut pe acolo, că nu a făcut altceva. Nu? Sau reparații cu... Să presupune că erau în regulă acele lucrări, să zicem că erau în regulă. Dacă sunt în regulă. Să zicem. De ce nu faci un caiet de sarcini? În mod cinstit, în mod corect? Și de ce nu faci public și de ce nu scoți la licitație? La licitație. Și de ce faci prin negocieri directe marea majoritate?
inclusiv la firma care a lucrat el, știți foarte bine. Poate suma nu depășa... Dar nu contează. Valoarea lucrării nu depășa... Nu contează. Limita legală. Sănătate. Mulțumesc, Romna. Sau se... Sau faci cereri de ofertă. Faci cereri de ofertă, iar tu, de fapt, faci caietul de sarcini după la ofertantul pe care îl știi că va trimite și el o ofertă, dacă nu trimite chiar ăla, încă două, trei oferte așa anapoda, ca să fie, să nu fie singur și îl selectează pe ăla. Deci, sunt lucruri foarte clare. Pentru că eu știu, în multe cazuri, când s-au făcut caietele de sarcini, exact cu cine a câștigat licitația. Da, dar asta nu putem dovedi aici și acum. Păi eu nu am la mine caiete de sarcini. Tocmai de aia zic. Nu am la mine nici caiete de sarcini și nici licitație câștigată. Deci foarte mulți bani s-au cheltuit anapoda. În condițiile în care tehnica din minerit este la pământ. Nu s-a făcut planul de reparații capitale. Nu s-au făcut reparații curente. Îmi spun maiștri, îmi spun lideri de sindicat. Poate nu s-au făcut toate, că nu s-au făcut deloc, mi-e greu să cred. Un procent de 30-40%. Și ăla care s-au făcut, unde s-au făcut de mântuială. Da? Da, da. Așa da, ca să se facă. Se plâng angajații că nu se face... Stați de vorbă cu lideri de sindicat, care sunt și ei ingineri, mare majoritate, și care provin din rândul oamenilor și au lucrat și știu foarte bine. Cum îmi spun, domnule, ne ducem după diverse piese care nu le găsim și chiar până la șuruburi am ajuns să căutăm pe nu știu unde ca să putem să reparăm, să mergem mai departe și așa mai departe. Bine, deci, vădeți, că domnul Curel acum ar spune nimic, nu este adevărat din ce a spus Muregal, dar în judecată ca și pe realizatoare că nu m-a chemat. Eu pe domnul Curel nu pot să-l chem în emisiune că a spus că nu poate să iese în presă. Cel puțin la noi, l-am văzut la alte televiziuni. Deci asta a fost răspunsul, am făcut solicitare să vină, nu la emisiunea. Mie nu mi-e frică de instanță. L-am invitat la o emisiune și a spus, nu merg să dau declarații în presă. Pentru că în momentul în care voi merge în instanță, eu nu l-am dat în judecat, dar pot să-l dau, să-i fac, e în procese pentru declarații false. Oricum va trebui să dovediți că e adevărat ce declarat dumneavoastră. Păi da, eu v-am spus foarte clar dumneavoastră, el a declarat că are profit, iar el a avut pierderi 3.000 de miliarde. Păi cum declari tu că ai profit și ai 3.000 de miliarde? Mie mi se pare foarte ciudat. Pe 9 luni. Bun. Și acum spune-mi tu mie, oricine, dragă telespectatorile, dacă ai 3.000 de miliarde pierdere pe 9 luni, cum poți tu pe 3 luni să recuperezi pe cei 3.000 de miliarde pierderi și să vii și cu profit? Poate că are domnul Ciurel o soluție. Da. Eu o spun ca economist, ca așteptăm profesor. Așteptăm să ne răspundă pe viitor, dacă dorește. Dar și acum poate să intre și cu noi. Îmi face mare plăcere. Eu personal cu domnul Ciurel n-am nimic. Eu am cu modul aș de conducere. Aș vrea regia să pună telefonul de direct în locul SMS-ului 0353568913. Dacă cineva de la CEO are un punct de vedere legat de ceea ce spune domnul Morega în timpul emisiunii, să ne poată suna, cu toate că CEO a spus că nu va prezenta puncte de vedere pentru că nu este abilitat de către Consiliul de Supraveghere să dea declarații în presă. Cel puțin față de noi, față de altă presă, am văzut că au dat declarații, nici conferințe de presă nu mai fac, ne-au comunicat să luăm comunicatele de presă de pe site-ul companiei, în schimb și-au făcut un ziar. Sunt foarte transparenți, e adevărat că în ziarul ăla se scrie foarte ciudat, nu ca din partea unei societăți publice care vrea să fie transparentă, ci un pic agresiv așa, au un ton agresiv în ziar, mi se pare ciudat pentru o societate. New Oltenia, exact, New Oltenia, și care are articole care nu par scrise de o societate care vrea să dea dovadă de transparență. Deci, cel puțin asta am văzut eu, poate sunt eu răutăcioasă. Să continuăm legat de viața lui CEO, că nu mai e mult din emisiune. Deci, n-avea cum, practic, să înregistreze profila sfârșit anului, decât așa cum ia el cu iuțeala lui de vorbă și cu nebăgarea de seamă
a celor care ascultă. A unora din presă și în special a celor care ascultă. Da. Că n-am plătit cu tare, dar înregistrăm profit. Nu. El n-a înregistrat ca și cheltuieli în anul 2015 și crede că este o scuză. În 2014. În 2014 și le înregistrează în 2015. Mai mult decât atât, mi-au spus oameni din minerit, tot la fel, și lideri de sindicat, și mi-au spus chiar și doi șefi de mină, din cei 14 care are. Domnule, ne-a dat dispoziție verbală să nu raportăm peste 53 de lei tona de cărbune, adică 530 de mii de lei vechi. Ori sunt unele mine care realizează cu 60, cu 70, cu 80. Cum să raporteze? Probabil că vor raporta tot la fel, mi-au spus, de coperta pe care au făcut-o pentru exploatarea cărbunelui, cărbunele care nu este exploatat, dar e făcută de copertarea pentru exploatare și el îl raportează la realizări. Deci iată cum. Da, vedeți că asta iar nu se poate dovedi, pentru că niciodată domnul Cirel nu va recunoaște că le-a spus doamnă verbal. Dragă, eu merg dacă vreți. Și nu știu dacă ei vor mai recunoaște de la bine, adică. Pe președintele Curții de Conturi, eu am atras atenția că era Curtea de Conturi în verificare de la Gorj și voi merge la domnul Văcăroiu. Voi prezenta materiale care e din Gorj, corespunzătoare, care nu e din Gorj, de fel din Meriș, dar a trăit foarte mult în Basarabia. Și la noi? În Basarabia, la noi, foarte puțin. A fost născut la Meriș, la Motru, puțin mai încolo, dar în Mehedință. Și, pentru că am fost prefect în perioada când dânsul era, am fost un an de zile, când era prim-ministru. Și propunerea a venit chiar din partea primului ministru. Da? Lui Văcăroi atunci, în 1996. Și vă arăta foarte clar că mă știe ce fel de om sunt. Păi, eu n-am nimic de împărțit. Nu m-am dus să-i cer un contract Luciurel. N-am trimis să-i dea contracte la vreo firmă. Eu n-am avut în viața mea. Păi dacă n-am făcut contracte cu firme sau să le bag firme pe gât cât am fost președintele liberalilor și cât am fost singur la guvernare. Credeți că m-aș fi apucat acum, când el este sub oblăduirea PSD-ului și mână în mână cu PSD-iștii de frunte de la București și local? Și ce ați merge să spuneți la Curtea de Conturi? Să verifice modul de înregistrare a modul plăților de înregistrare și a cheltuielilor. Modul de realizare a cheltuielilor și de înregistrare a cheltuielilor și veniturilor. Pe mine m-a uimit foarte tare, cu toate că nu sunt specialist în domeniul ăsta economic, cum să spun că am profit dacă mai am de plătit ceva, certificatele verzi? Zicea, alea nu le-am plătit, dar de noi... Dioxid de carbon. Așa, exact, certificatele de carbon. Și zice așa, n-am plătit certificatele de carbon, nu putem funcționa dacă nu le plătim, dar... Noi, ca activitate, suntem pe profit. Păi, frate, dacă fără alea nu poți trăi, înseamnă că trebuie să le cumperi, da? Trebuia să le cumpere deja și să le plătească. Deci tu trebuia să le cumperi. Atunci, cum poți să spui că ești pe profit dacă, în cazul în care le cumperi pe alea, intri pe pierdere? Că fac parte din activitatea ta. E ca și cum am zice, noi nu mai plătim curentul, dar mergem înainte, suntem pe profit. Și de o să ne trezim fără lumină, da? Oricum... Fără lumină, fără emisie. Eu am avut această previziune, am avut previziune pentru firma Succes. Dar firma Succes va disponibiliza din 5.000 de oameni care i-are înregistrați. I-are înregistrați la ora actuală 3.000. Va disponibiliza. În prima fază, ca să fiu și eu, uite. Să faceți previziunea astrale. Cuciurel la unison. De data așa. Asta vor da afară 2.000. De oameni, da? Cine? De Succes vorbim? CEO. Așa. CEO 2000 cu 3000. De la Succes sunt 5000 de oameni. Da. În primul trimestru care vor pleca. Plus că CEO în continuare... Dar sigur vor da afară Succesul și CEO oamenii ăștia? Sigur. Da? Păcate. Eu am discutat și la AGOFM. Urmează, sigur că pe unii îi pensionează mai... înainte de termen, da. Mai nu știu cum, le dă niște... Compensații, dar e vorba că nu mai lucrează. Și urmează și alt val, pe urmă, încă vreo 2000, probabil,
E o previziune sumbră. Suntem la finalul emisiunii. Să tragem o concluzie pentru ce am vorbit până acum astăzi și să ne mai vedem în alte emisiuni viitoare, domnule Daniel Mărega, pentru că spuneți lucruri interesante. Sigur, cu toată plăcerea. Cred o concluzie a zilei de azi. O concluzie a zilei de azi. A emisiunii de azi. Eu nu pot să trag o concluzie pozitivă când știu că mii de oameni rămân fără o bucată de pâine, fără un loc de muncă și nu pot să-și asigure nivelul de trai familiei, pentru că e probabil singurul care lucrează. Și soluția? Eu tot caut soluție, nu știu ce e cu mine. Am un fix. Întrebați-l pe Ciurel, în primul rând, soluția. Întrebați-l pe nu cel... pot să-l întreb, că nu vine la emisiune. Vă întreb pe dumneavoastră. Păi nu, dar întrebați-l la conferințele de presă. Păi nu le mai face. Tocmai asta vă spuneam. Nu le mai face. I-am sunat și am întrebat, frate, invitați-l la conferință, ați uitat de noi? Nu, că nu le mai facem. A, mulțumesc. Soluția este schimbarea echipei de la CEO. Da? Asta este. Am înțeles. Prima soluție, schimbarea echipei de la CEO și aducerea de oameni competenți și pe minerit și pe energie. Am înțeles. Exclud că la termocentrale directorii care sunt, sunt directori competenți. Sunt buni. Sunt buni. Dar pe minerit au făcut jaf. Iar reorganizarea care au făcut-o ei a fost una de tot râsul. Cum ai aduna niște lăutari să-ți cânte, dar niciodată n-au cântat împreună. Și iată ce iese. Vă dați seama ce iese. Așa a făcut el reorganizarea, pentru că reorganizarea aparține domnului profesor de management și specialist în minerit și energie și în structuri organizatorice Răuț. Credeți dumneavoastră că singur a făcut asta? Credeți dumneavoastră că dânsul a decis cine și pe ce funcție stă? El a coordonat această acțiune. A coordonat-o și a răspuns de ea. Cine a decis, nu putem să spunem, pentru că nu știm. Nu, în urma discuției a lui cu Ciurel, ei au decis. Da? Da, sigur. Să zicem. E opinia dumneavoastră. Eu cred că totuși... Este punctul meu de vedere. Eu cred că totuși și cine și pe ce postă... Cine și pe ce postă... Cred eu că e totuși undeva mai sus, nu neapărat la domnul Răuș și la domnul Ciurel. Organigramele? Da. Structurile organizatorice. Cine ocupă acele locuri din organigramă? Credeți că dânșii au decis singuri? Absolut. Ei cu girul Consiliului de Supraveghere. Am înțeles. Despre care am spus. Da. Care regretă într-un fel pentru demisia care ar trebui să-și o dea. Dar cine nu regretă că nu-și dă demisia? Mai ales un post bine plătit. Da, este forța de împrejurări. Soarta. Dragi spectatori, în seara asta a fost invitatul meu, domnul profesor dr. Dan Ilie Mărega, președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice Gorj, cu subiecte interesante din economie, dar îl așteptăm în continuare să fie invitatul nostru în emisiuni, pentru că putem discuta cu dumnealui multe și încercăm să căutăm soluții pentru economia Gorjului. Mulțumesc, domnule Mărega, pentru prezența în studio. Mulțumesc și eu, telespectatorilor dumneavoastră, vă mulțumesc dumneavoastră și cred că ar trebui să discutăm de ce am ajuns Gorjul în această situație nenorocită, în afară de CEO. Pentru că noi am avut foarte multe întreprinderi mari, combinate și așa mai departe, care s-au dus pe apa sâmbetă. Am avut un șef care spunea așa, nu există probleme, există doar soluții. Aș vrea să ne concentrăm mai puțin asupra cauzelor decât dacă în ele găsim soluții. Păi trebuie ca să arătăm cauzele, efectele și soluțiile. Corect. Mulțumesc încă o dată și dumneavoastră, dragi telespectatori, mulțumesc. O seară bună!